Lupta pentru euro continuă și ce luptă avem noi aici. Olanda, Ucraina și Cehia. La egalitate de puncte 7 puncte și acolo sus este Portugalia cu 10. Mai sunt destule meciuri de jucat, dar este interesant este că asta este grupa aia, presupun, cu echipele care au terminat pe locul 3 sau așa ceva, știți, și s-au pus într-un pot și acum, ia uite, primele două cred că se vor califica la Euro, că în rest nu mai sunt alte grupe de calificări decât noi. Cred că noi suntem mai așa, cum era o exprimare de asta, da, aia ce au los un plic și așa pe final. Să sperăm că îl vom lua și că vom reuși, dar într-adevăr, dacă mă întreb pe mine ca suporter al fotbalului și așa să văd o distracție în realitate, logic mi-aș dori să fie Portugal-Olanda, dar eu fiind aici cu Ucraina, îți dai seama că trebuie să câștigăm noi. Mai sunt meciuri, mai avem aici Portugal-Olanda, cred că, o să jucăm amu cu Portugalia și după care o să avem meci cu, nu mai știu, da, mă rog. Deci mai sunt meciuri jucat. Stai să dăm la asta sort out, așa. Bun, mai avem meciuri de jucat și să sperăm că, desigur, încă mai avem șanse la calificare. Sunt meciuri grele, mai ales, ia uite, și Cehia așa de nicăieri, parcă a bubuit și știți bine, în episodul trecut chiar a bubuit bine încât i-au bătut până și pe portughezi cehii. Deci să avem grijă sau să ne gândim că poate că cehii nu sunt într-o formă bună. Ar fi și mai și. Dar rămân de văzut și asta vom vedea chiar acum, dar ce ar fi super epic să vedem este desigur că strângem 500 de like-uri la acest episod, nu? Prea mult, ok, 300 de like-uri la acest episod, pentru că desigur vreau să fac FIFA zilnic, fie Bio Pro, fie Career Mode, vreau desigur să fiu din nou activ și așa în forță. Și da, asta se poate doar cu ajutorul vostru, cu susținerea voastră prin apăsarea acelui buton de like, de ce nu și un coment, chiar dacă e și un coment de la simplu, cu super, cu primul, orice acolo contează. Eu știu, încerc toate modalitățile posibile cu algoritmul ăsta defect al YouTube-ului să apar și eu acolo la related și cât de cât, știi cum zic, să fiu și eu din nou relevant. Dar da, vorbind de relevanță, fiți atenți aici ce gol ne dă Pedro. Fai de capul meu, l-a lăsat pe portarul nostru lunii în așa să spargă semințe, o poziție foarte grea, dar asta mi-a observat că se întâmplă și în ultimii timp, nu neapărat mie, am văzut când mă uitam la livestream-ul, chiar acum, de nu de mult, livestream-ului A&I Skills și îl avea în poartă pe check și vorba aia, el are echipă de aia, tank, de milioane de coins și nu la goluri așa de aici de acolo, bă, din poziții de astea grele. Culmea, din poziții de astea așa grele, non-stop lua golul și tot zicea, băi, check de vină, să schimbă check, n-au cum el își dă regi la echipa aproape săptămânal. Dar nu, e pur și simplu chestia aici, sunt mulți portari care din pozițiile astea ciudate așa din unghi greu, mai ales în realitate, cred că mai veci n-ai dat gol așa, na, e și în realitate o șansă, dar na, în FIFA chiar ți-o iei. Și asta am pățit-o și eu, dar hai că e doar un gol, da, de putem să recuperăm, să egalăm, știu și eu și cu Olanda, ei au deschis scorul, noi repede am egalat. Ia uite aici, Saparenko, fugi și bine mă, gol, Saparenko, gafă monumentală de apărare acolo și sprintul ăsta. Și sprint mai mult că a rezistat acest stamina, uite, de la mijlocul terenului nebunul de Saparenko s-a dus până a băga mingea în poartă. Despre asta vorbesc foarte bine, ce mijlocaș avem și noi la echipă. Și uite, acum la națională egalăm foarte bine și repede, ala, aici să mai crească moralul și desigur, repede să mai dăm unul, de ce nu două, de ce nu trei? Pentru că cu apărarea noastră destul de discutabilă, n-aș vrea să o hulesc. Da, una e Ruben Diaz, una e, știu și eu, Popov sau cine e amul acolo. Ia. Ai, prea urât s-a dus trubolul. Da, fail. Du-te, bă! Wow, João Félix își arată valoarea de 200 de milioane de euro. Uitați-vă din nou, ce nebunie, bă, ăsta a fost și un pic ciudat, că și CB-ul meu a sărit mai cât zile, dar wow, din ce poziție, mă, și așa cu capul, uite ce bine a dat-o,
Maica îi zice că a și luat un pic de fec, fie de ea. Aoleu, și Lunin, Doamne, bro, cum a strâit acolo așa cu întârziere, zici că Internet Explorer. Nasol, rasol, ce să te aștepți cu națiunea așa feroce ca Portugaliei. Dar, da, hai, continuăm, hai, ținem pressing-ul pe ei, că da, de mai prindem, știu și o gafă de apărare și țac, pac. Ai, come on, João Cancelo își pune și el numele pe tabelă fix înainte de pauză. De obicei te prindem, văd că te primim golul înainte de pauză. Și da, aici a fost așa un șut feroce, așa o forță, n-avem ce să zice la portar, decât data trecută mi s-a părut la lătura de capul João Félix că a fost un pic dubios din cauza jocului, din cauza portarului. Dar da, nasol, mă, ne căpăcește aici Portugalia. Da, pe de altă parte, parcă mă așteptam, dar da, când am dat acolo golul cu mijlocașul, parcă aveam așa o speranță mică la un egal. Dar deja egalul pare vis îndepărtat. Dar să vedem. Aoleu. Dar e interesant e că nu e cere 7 pe teren. Oare o fi zis ăștia de la Portugal, aia bă că e Ucraina, pe ăștia bate, n-ar rost să mai degrabă îl odihnim pe cere 7, știi? Odihnim bestia. Ia. Bine, mă, tap-in! Și același Zaporenko, mijlocașul cu dubla versus Portugalia. Băi, aici m-am riscat maxim, dar ia uite ce bine am făcut că m-am riscat, pentru că este gol sigur. Și oare chiar să avem șanse la un egal? Hai să vedem, pentru că eu cred că da, dar depinde și de echipă. Cu apărarea nu mă descurc acolo, na, nici eu nu sunt, vezi, Doamne, ce mai bun pe apărare. Dar desigur și jocul, da, cu jucătorii, na, una este aper cu jucători de 73-75, când vine João Félix de vreo 80 și ceva overall împreună cu Bernardo Silva și cine mai acolo, Diogo Jota, e jale. Dar da, hai, pressing, fraților, haide. Haide pe. Du-te, mă, de aici! Bine, mă! Iar în ciuc! Ce bine a plasat un plasă, bă, nene, mă! Ia uite aici și jocul de pase! Dar iar în ciuc! Și ce poziție! Vedeți cum v-am zis, o pozițiile astea dubioase! Exact despre asta vorbeam și eu acum, dau gol dintr-o poziție de asta, că îi zice că e imposibilă. Vedeți? Exact! Cred că am primit atunci în episodul trecut, că jucam versus Olanda, Malen parcă mi-a dat așa cu fines. Na, fraților, cum îi? Comeback-ul anului versus Portugalia. Holy shit! Aoleu, de asta că nu-i gata meciul, Renato Sanchez acolo. Bravo, băieți! Haide, Covalenco, nu o lăsa. Bine, Iaremciuc, dar n-am la cine pasa și Iaremciuc e destul de lent. Că până urc eu cu ăsta, da, și offside. Facem acolo schimbare pe defensivă, nu știu dacă mai apucăm, depinde cât extra time ne dă Monsieur Arbitru. Opa, de fapt să fluiere, că ne atacă ăștia. Aoleu, uite-te numai la diferența asta de viteză, știi, de pace. Ce diferență mare. Na, fleră? Da, bun. 3-3 cu Portugalia. Sărut mâna, am să iau acel punct fericit, cu un zâmbet pe buze. Dic, mă, egal cu Portugalia. Tank. Just happy, mai ales că am făcut un comeback, fraților. Bă, ăștia au condus cu două goluri au condus. Și eu am făcut marele comeback. Aia zic. Bun. Și acum... uite, Olanda, da, s-a cam detașat un pic de noi cu două puncte. Hai să vedem aici cu Cehia. Data trecută ne-au cam spulberat cehii. Sper ca de data asta să fie în favoarea noastră. Stai să vedem ce-o mișcări. Cred că îl pun pe Covalenco aici ca și CM. Chiar dacă îmi face nazuri, ar trebui să joace și CM.
Așa, ăsta sau ăsta? Ăsta sau Popov, așa. Conopleanca în momentul ăsta cât are? 68? Mai degrabă măriți și joc pe ăla acolo, așa ceva, în wing, dacă o să am nevoie. Bun, hai să ne, meci. Go, go, go. Așa, ia uite, meci așa, încălzire, țaca-paca. Bă, am ținut față Olandei. Am făcut comeback-ul cu Portugalia. Acum întrebarea e ce căcat fac cu Cehia, care, să nu uităm, a bătut Portugalia, ne-a bătut și pe noi. E așa un fel de surpriză al acestor calificări la Euro. Da, nu e o surpriză foarte mare, că au jucători de calitate care joacă în campionate puternice. Dar totuși, știi, să bată Portugalia, damn. Ia uite, acolo pe Suček, aici pe Poro, bravo, bravo. Hai. Iar Mciuc, bă, bro, trea în față să te demarși, bă, boule. Hai, ce să fac? Idiotul s-a demarcat așa în stânga, în loc să se urce, să tot urce înspre atac, așa să îmbrățiseze. Știi cum e expresia aia în engleză? Hug the offline line. Na, aia zic. Să îmbrățisezi linia de offside. Țaca-paca. Da, asta nu vrei. Aoleu, chiar trebuie, știi, la jucători ăștia care sunt așa mai lenți. Da, mă, Zlatan, aș vrea să dau pe el ca exemplu, dar și la 40 de ani, ce vrei să fie, știi? Știi, stai mult acolo, chiar și în offside de multe ori, știi, aștepți ca jocul să vină spre tine și apoi tu așa face ce pași, știi, să nu fii în offside. Ia bine, îți trebuie și un pic de talent acolo, știi, cum să citești jocul, să zic așa. Dar ar putea o face iar Mciuc, pentru că totuși e un jucător mare, un jucător bun, un jucător care, ia uite, a jucat la echipe destul de bune. Chiar și de, și de unde l-am luat eu, de la Benfica. Treabă bună, știi cum zic. Ia-ți de mai aici Lunin. Ok, acolo Zinchenko. Pasă aici către Saparenko, practic vedeta noastră acolo, al nostru De Bruyne, la, și cât o costa să-l aduc de la Dinamo Kiev. Zău că e De Bruyne-ul nostru. Oh, ce pasă bună găsit acolo Suček. Dar Suček nu merge în atac, pentru că desigur este un mijlocaș defensiv. Ia uite, își forțează norocul ăsta. Bine! Ia uite, pac! Bine de tot! Încă mă miram aici, cum de nu se întâmplă nimic, gen un tackle, o fază, ceva. Malinovski, bine, bro! Puf! Super! Chiar stăteam așa de concentrat, uite, că nici nu știu cum să celebrez. Bă, stăteam, știi, gen, parcă jocul a fost ca și un fel de Ultimate Team, într-un fel, știi? Parcă se aștepta să pasez, nu să, știi, să joc jocul meu de pase, pac, și apoi un tapping. Dar am văzut că nu sare pe mine cu apărătură, așa că am zis, hai mă, să șutez, că nu, ia uite, în jocul ăsta dai goluri din pozițiile astea dubioase. Și, ia uite, că am avut dreptate și am dat gol. Și înainte de pauză, cred că iarăși e o fază aici. Pe vremuri, dacă mai știți, în ultimul timp, era o chestie numită kick-off glitch. Deci la începutul meciului, dacă forțai prin dribbling-ul și nu știu ce și să mergi la oponentul tău, puteai să-i dai gol chiar ușor. Chiar foarte ușor, că parcă portarul nu era ok, apărarea iarăși, care cred că și acum e apărarea așa când începe un meci, știi, așa parcă niciunul nu se prea mișcă numai dacă îl controlezi tu. Și puteai da gol așa repede-repejor în kick-off glitch. Na, acum zici că nu-i kick-off glitch, ci un fel de, bă, final de repriză glitch. Bine, asta oricum se întâmplă de multe ori în ultimele minute ale jocului. Gen minutul 90 și îți dă un plus 1, plus 2 minute și apoi într-o dată vezi că e și plus 5, parcă te așteaptă jocul să dai gol. Și de multe ori se și întâmplă în ultimele minute să dai gol sau să primești gol. Dar, hai, revenim noi la meciul nostru de aici, unde... Ce... Ce gafă acolo în apărare, n-au fost apărători, ce gafă în apărare, horror ce s-a întâmplat acolo, bine că n-au putut profita cehii de acea prostie ce s-a întâmplat acolo. Ăsta poate fi și de roșu, doar galben pentru Suček. Eu zic că a scăpat ușor acolo. Ia să vedem, după free kick e mai greu un pic. Ce urât odată. Am vrut acolo să dau un true ball mai plasat, să-i zic așa, și eu mers ca naiba. Malinovski?
Hai, ne apropiem ușor de finalul meciului. Încă conducem, dar din păcate doar un 1-0 și în ultima parte non-stop au presat cehii. De asta mi-e un pic frică, foarte mult au atacat în ultima perioadă cehii. Și joacă foarte bine și parcă și echipa cum se pune pe teren, tot. Da, noi degeaba au bătut Portugalia și eu nu, dar ei, și-a făcut comeback-ul. Dar ia uite, joacă. Pasă bună acolo la Provdo. Haide, pressing pe ei, mă. Aici sunt gata să fac și un foul de roșu dacă va fi nevoie. Să sperăm că nu. Hai de capul meu că nu am la cine să pasez. Na, fac, măcar am tras un pic de timp, dar nu destul de bine poziționarea mai ales. Opa, nu, frate, ultimul minut, chiar ce povesteam împreună cu voi, eu am dat gol în ultimul minut din prima repriză și acum ei au dat gol în ultimul minut din meci. Hai, bă, deci chestia asta așa mi-e o ciudă când mi se întâmplă. Și n-ai ce, apărarea praște, deja mai încercam eu să-i mișc acolo, să dau tackling, că au mers ăștia pe lângă noi de n-au treabă. Și acum uite, fluier așa pe secundă cum am început, ce-a dat, hai! Un meci ce putea să ne aducă un oarecare confort, așa o victorie, 3 puncte, n-a fost să fie Portugalia, te bate Scoția. Și noi putem spune că suntem experți în trale egalurilor. Multe, multe egaluri. Na, asta e. Hai să vedem mai câteva meciuri. Voi simula să văd de până aici, până pe întâi, sau văd de mai simulez. Și totodată facem acest episod statistic și evoluări. Ok, hai să vedem. Echipele care au retrogradat sunt Hamburg, wow, Schalke, iar! Aoleu, săraci ăștia de la Schalke, bro! Din nou în Liga a doua, Köln va juca acolo meci de baraj, să vedem dacă se salvează Köln, și asta e echipă destul de faină. Suntem noi, din nou acolo pe mijloc, locul 8, 51 de puncte, este cea distanță între noi, să zic, un loc de Europa League sau de, știu și eu, Conference. Dar, wow, surpriză din nou, Leverkusen câștigă campionatul, da, trecută parcă Wolfsburg l-a câștigat, acum Leverkusen. Și uite și Dortmund este peste Bayern. Aha, da, interesant. Hai să vedem ăsta în Bundesliga, golgeteri. Hai să vedem, ia uite, Tsigankov, 17 goluri, bun. În rest, cam atât. Ok, la asisturi, Tsigankov din nou, 6. Ca și portari, n-avem? Wow, ok, interesant. Da, hai să vedem acum la statistici și evoluări. Îl vedem aici pe Lunin, când împrumuta la Southampton, doar 2 puncte, deci nu-i priește loan-ul la Southampton, deci am să-i dau recall înapoi, chiar dacă trebuie să plătim, ia uite, o sumă de bani, asta este. Pe de altă parte, văd că îi prinde foarte bine loan-ul la Timur, aici în Polonia, cred că l-am împrumutat pe 2 ani, dacă mă înșel, sper. Pentru că văd că efulează chiar foarte bine acolo. Piatov, desigur, se va retrage la sfârșitul sezonului. Lunin, ia uite cum a venit la noi și a mai amintit. Ia așa, pe drum, pe avion, a mai evoluat un punct. Ok, asta așa. Deci asta e loan listed, doar 2 puncte. Na, asta este. Ia uite-l pe ăsta. 2 puncte, 72, foarte bine. Doar 2 puncte și Trubin. Ha, interesant. Că l-am jucat, înseamnă că l-o jucat și pe ăsta dacă o reușit plus 2, ia playtime, ia că e cu albastru, verde, precis că l-o fi jucat idioții ăștia, asta este, plus 2 pentru Vitali, foarte bine, în sfârșit mai evoluează și ăsta, așa, ăsta plus 2, ia uite, David, ăsta o să fie șmecher, ia uite, deja la 18-68, super tare, l-am pus în o listă, da, de la Academie. Din păcate, ăsta mi-a dat ăsta transfer list, să vedem dacă reușesc măcar să-l pun ca și loan list, ar prinde bine. Urmat, ia uite-l aici pe Popov, 79, bine bro, deja ar trebui să-l scot pe ăsta, cred că pe ăsta mi-a rămas titular sau nu știu, ia uite că playtime e așa cu linie. Ia uite-l și pe Milanov, plus 2, ok,
Acum o să cer să-i găsesc un loan la Milanov, că o să tot jucăm mai mult pe Conoplia, că vedem că asta e 23 de ani, asta e 25. Așa, asta tot loan list, ok. Așa, asta la 30 de ani, dar na, nu prea avem mijlocaș. Saparenko, care și la națională foarte bine a jucat, uite, plus 2. Milanovski, bine, bro, plus 1, 83, aia zic. Kovalenko, îmi cer scuze doar 2 secunde, am zis că vreau să văd dacă pot să-l fac KM în 49 de săptămâni, hai fie. Chiar dacă acolo se vede că îi scrie cam KM sub nume, trebuie aproape 50 de, de săptămâni să-l fac iarăși KM. Asta este, că nu prea mai are el stats-uri așa de cam. Bun, se pare că acest loan pentru Artem i-a prins bine aici, uite, la Stad Brestois. Din păcate a fost doar short term, deci, da, da, plus 4, uite, vine înapoi cu stats-uri ca lumea. Ia și ăsta la Braga, plus 3, bine, bro. Murdir, plus 4, aia zic, bro, bravo. Ăsta din nou de la Academie, plus 2, Tsigankov, plus 2, 86, ia uite, deja e acolo. Bun, iar Remciuc încă un plus 1, așa cât un plus 1, plus 1, nu-i rău. Bun, Saparinca asta, Supriaha, așa, plus 2, super. Sican, de nicăieri, parcă și ăsta, uite, plus 3 și ăsta, iarăși plus 1. Bun, hai să vedem la stats-ul. Golgeter al echipei este Tsigankov, 18 goluri, urmat de Remciuc doar cu 8, Murdir 6, Mikolenko 4. Azi dăm la asisturi. La asisturi numărul 1 este Tsigankov, urmat de Malinovski, Saparenko și celălalt mijlocaș, Buia. Interesant. Ce vreau să mai văd de la portari? Vreau să văd la portari, asta așa. Asta este, vedem. Portari, GK, Trubin, 28 de meciuri. Ok. Deci Trubin a jucat cel mai mult, 28 de meciuri. Și doar el, așa e? Sau nu? Ia, așa ăsta a jucat, dar numai 6. Aha, ok. Ia, așa ăsta 2. De ce? Nu știu. A, da, și ziceam să vedem la financial. Bine, la asta nu vedem cât ai evoluat, că na, sistemul de loan e tare dubios în jocul ăsta. Lurin, nu uite că totuși ceva s-a prins de el, ceea ce e super. 5%, 3%, Trubin cu 71%, super. Mikolenko, ia uite, deja 22 de milioane, aia zic, ia uite, 66% a evoluat și ăsta, asta și iarăși ar trebui să-l pun titular, că e tânăr și deja 77. Chiar și Davidovic, Davidovic, ce nume e așa mai british, știi, cum e și la noi mulți pe care cheamă David, știi, care practic e cumva, da, mai, să zic așa, englezește, cu ghilimele de rigoară. Da, asta e versiunea, cred că, ucraineană. No, bun, hai să vedem mai departe. Uite, și Popov trebuie să fie titular, clar. A, da, mă uitam la prețul. Popov cu 104% a crescut cota. Da, aia zic. Hai să vedem așa cea în evoluție, este 43%, ăla 16% ăsta. Kovalenko și lui a crescut cota, ceea ce e super. Ia Murdir, să nu mai zic, ăla e top de top, Tsigankov deja la 81 de milioane. Până și Yaremchuk, ia uite-l, la 20 de milioane deja cotat. Super tare, super, super, super tare. Și cam așa se termină un nou sezon aici cu Shakhtyor, respectiv cu Naționala Ucrainei. Sper că vă place, mai ales că acum și jucăm meciuri, deci practic, na, în mare parte simulăm, dar acum desigur sunt aceste calificări la Euro și jucăm meciuri, știi? Că altfel nu, na, nu am tot continuat să evoluăm. Dar așa măcar împăcăm ambele tabere, știi? Și care mai vor 2-3 meciuri pe acolo să fie, dar și cei, desigur, cu Cărin Modul, care, desigur, hai să evoluăm, hai să facem treabă și să vedem cât de departe și de bine putem ajunge. Și da, haide că așa ne oprim și ne auzim pe data viitoare. Numai bine, nu uitați, vă rog frumos, dați click pe acel buton de like dacă n-ați dat încă și ne auzim, numai bine, pa, pa!